în acest raport se constată lucruri despre care noi am vorbit parcursul acestor ani, că în Moldova sunt grave probleme cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului și, în primul rând, a dreptului la libera expresie. Și un rol în subminarea acestui drept îl are Consiliul Coordonator al Audiovizualului, un organ care ar trebui să reglementeze tot ce se trece pe piața mediatică, asigurând echitate, asigurând reguli de joc egale pentru toată lumea. Însă acest Consiliu s-a transformat într-un organ care deservește interesele unui oligarh sau a câtorva oligarhi. În primul rând, interesele domnului Plahotniuc și domnului Lucinski, care și el are o televiziune. Plahotniuc are 4-5 televiziuni. Regimul cel mai benefic de funcționare a cărora este asigurat de acest Consiliu și o televiziune are fiul fostului președinte a Republicii Moldova, care la fel se bucură de protecția acestui Consiliu. Mă bucur că acest raport a Departamentului de Stat relevă aceste lucruri și spune franc și deschis despre existența acestor probleme, ceea ce înseamnă că la ei nu a ajuns mâna coruptă sau mâna care corupe a oligarhiei moldovenești și oamenii își fac datorie așa cum trebuie să-și facă. Acum ar fi foarte important ca acest raport, care a ajuns cu întârziere, să aibă anumite repercusiuni asupra situației din Republica Moldova. Dacă s-au constatat aceste încălcări grave, atunci trebuie să urmeze ceva. În primul rând și din partea partenerilor noștri americani. Eu cred că o poziție publică și foarte clară în privința la ceea ce face acest Consiliu Coordonator al Audiovizualului trebuie să fie luată, în primul rând, de ambasadă și de ambasadorul Mozer.